Salut și v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi sunteți la episodul cu numărul 16 din cariera noastră frumoasă, Manchester United. În videoclipul de azi, desigur că vom continua aici aventura noastră spre câștigarea multelor trofee, însă în acest videoclip vom face și transferuri. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru atâtea comentarii și atâtea sugestii, chiar pentru că mi-a fost destul de multe și mă bucur că v-ați implicat în transferuri și că ați dat niște idei foarte, foarte bune. Și ideile au fost strânse de la Frimpong, Araujo, care a fost menționat foarte mult, Saka, Rodrigo, a fost foarte multe, Trent, Alexander-Arnold a fost și el menționat. Sunt foarte multe idei și mie îmi place să văd așa, ba chiar și Drăgușine a fost menționat. Așa că în videoclipul de azi o să transferăm. Asta facem noi, transferăm. Avem și bugetul necesar, avem 462 de milioane de euro. Nu știu de unde avem, dar avem. E bine, și haide să-i dăm drumul. În episodul anterior am discutat noi pozițiile pe care vrem să le schimbăm. Left winger sau na, un winger în general în locul lui Rashford, un fundaș în locul lui Varane și un right back în locul lui Dalot. Iar ca variante au fost foarte, foarte multe. Însă cel mai menționat jucător pe care l-am văzut în comentarii a fost Ronald Araujo. Exact, Ronald Araujo de la Barcelona, fundașul lor principal, un fundaș foarte, foarte, foarte bun. 88 overall pentru el. Știm că crește foarte mult până la 92-91 în simulări de obicei. O să coste destul de mult, însă da, cum știți, avem bani necesari pentru că cam orice transfer, așa că ne permitem să îl luăm. El va fi primul transfer din al doilea sezon, așa că haide să-i dăm drum. E bine, haideți să vedem dacă vrea un 120 de milioane. Hai să vedem, sperăm că vrea. Ok, 128. Încercăm un 121. Urcăm ușor și se pare că acceptă până la urmă. Xavi acceptă un 121 de milioane de euro. Îi dăm de sigur crucial, pe 5 ani de sigur, fără clauză și acceptăm așa contractul. E bine, și până la urmă un nou fundaj vine la echipă, vine Ronald Araujo pe suma de 121 de milioane de euro. Întrebăm pe acest videoclip maker ca să vă reamintesc că peste 69% dintre voi nu sunteți abonați și vreau să vă spun să vă abonați, să dați like și să activați clopoțelul și următorul target al nostru este de 10.000 de abonați. Vă las în continuare cu videoclipul. E bine, și acum cu Araujo, efectiv arată foarte, foarte bine defensiva. Ne mai trebuie doar un right back, de care o să ne ocupăm imediat. Trecem la următoarea poziție și desigur că ne-a mai rămas right back și left winger, sau winger în general. Și haideți să o să transferăm un right back. E bine, la right back mi-a dat niște variante destul de bune, în mare parte două variante, adică Trent Alexander-Arnold și desigur Frimpong. Doi jucători foarte, foarte buni, însă nu m-am putut decide pentru că erau, cred că 4 cu 3 sau 3 cu 4 la voturi, să zic așa, și am zis nu, nu o să aleg eu, o să dăm la spin. Așa că v-am pregătit de aici o roată cu Frimpong și Trent. Îi dăm de roată și hai să vedem ce pică. Și se pare că pică, pică Trent, ok, Trent Alexander-Arnold. Cred că Frimpong era mai tânăr, dar și Trent este foarte, foarte bun. E bine, și l-avem aici pe Trent, care l-a ales roata. Are 87 overall, foarte, foarte mare overall-ul lui. Vedem că este la Real Madrid, surprinzător, nu este la Liverpool, cum ne așteptam să fie. O să ne coste destul de mult, zic eu, 107 milioane, vedem acolo. Poate reușim să scoatem mai ieftin, așa că haide să îl transferăm. Îi dăm direct un 100 de milioane, hai să vedem că reușim să scoatem doar cu 100. Oh, 134, mult prea mult. Hai să vedem un 104 dacă dorești așa și se pare că tot nu vrea. Wow, ok. 106, hai, ok, hai să se mai gândești. Ok. Ok, și se pare că a acceptat oferta noastră până la urmă. Mergem și negociem cu el. Un crucial de sigur îi dăm pe 5 ani, fără clauză. Nu, am zis fără clauză. Și acceptăm direct contractul. Și până la urmă vine și Trent la echipă. Un nou right back care se numește foarte, foarte mult. Vine pe suma de 106 milioane de euro. L-am pus și pe Arnold acolo pe dreapta și ne mai rămâne un transfer și acela este desigur un winger. Unde și aici am avut o variante foarte, foarte bune. L-am avut pe Rodrigo ca variantă și pe Saka, cu Bukayo Saka de la Arsenal. Doi jucători foarte, foarte buni, cu potențial enorm. Mi-a fost foarte greu, cred că a fost chiar 50-50 aici a fost și nu am putut decide. Așa că o să dăm din nou de roată. Avem aici încă o roată cu Rodrigo și Bukayo Saka. Hai să vedem totuși cine pică și se pare că pică. Ok, se pare că pică Saka. Wow, ok. Saka, să fiu sincer, cred că îmi place mai mult decât Rodrigo în joc.
Ok, și se pare că ni s-au cam dus banii, mai avem 210 milioane de euro, spunea că ne ajunge să-l transferăm, zic că ne ajunge, totuși eu zic că ne ajunge. Bukayo Saka de la Arsenal, 88 overall pentru el, o să coste să de mult 150 de milioane de euro, însă o să merite, 22 de ani, right winger, ce să mai este cea mai bun. Așa că haide să-l transferăm. Începem direct cu un 140 de milioane de euro, spunea că acceptă, oh wow, 182, prea mult, prea mult. Încercăm un 142, spunea că vrea așa, 162, nu prea vreau. Încercăm iar un 142, haide, 152, mamă, deci scade în continuare. Hai, trebuie să vei, a treia oară, ok, a vrut data asta, a vrut a treia oară. Îi dăm de sigur un crucial, 5 ani de sigur, fără clauză și salariul îi dăm undeva la 180 de mii pe săptămână, spunea că vrea, 160, 180, ok, ok, acceptăm. E bine, și un nou star vine la echipă, Bukayo Saka, noul nostru right winger, vine la echipă pe suma de 142 de milioane de euro. E bine, și acum Garnacho va fi mutat pe stânga, Rashford desigur că va fi mutat pe banca de rezerve, iar acum va putea intra aici pe dreapta Bukayo Saka. Dar uitați-vă cum arată echipa asta în de față. Echipa asta, dacă nu câștigă Champions League în sezonul ăsta, mă mir, efectiv mă mir. Suntem de data asta dotați în sezonul ăsta. E bine, următorul meci, după cum știți, este contra cei de la Arsenal în Premier League. Un meci și destul de greu, zic eu. Un meci în care ne putem arăta puterea noastră acum cu cele 3 transferuri făcute contra cei de la Arsenal. Echipa lor însă arată destul de bine, însă le lipsește un jucător de la echipă și acela este Bukayo Saka, care data asta este la noi. Echipa asta trebuie să fie superioară, îi dăm direct un play match și haide să-i batem. E bine, și se pare că începe meciul versus cei de la Arsenal. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm. Ok, ocazia aici pentru ei, Odegaard trece foarte bine, o, nu, pasa foarte bună, însă Neuer ne apără, bine acolo Neuer. Ocazia foarte bună, Pedro Gonzalez, bine acolo, însă ne apără Araujo. Ocazie foarte bună pentru Gonsalves. Aici Odegaard șutează și marchează. Odegaard, incredibil. Bă, ce sunt puși pe treabă cei de la Arsenal. Ne atacă efectiv în continuu, în continuu. Revedem faza foarte bine aici. S-a poziționat Odegaard. Șutează foarte bine și marchează până la urmă. Aici pasă la Mbappé, pasă la Guimaraes. Guimaraes trece foarte bine. Caută pasă la Virț. Virț șutează. Însă pe se poartă, bă, Virț. Foarte bine aici Arnold, o centrare foarte bună la Garnacho, însă nu reușește. Foarte bine aici Bruno, pasă la Virț, Virț acum se duce, îl vede pe Garnacho, du-te Garnacho. Haide Garnacho, Garnacho șutează, nu însă apără Ramsdale. Bine aici Mbappé, haide Mbappé, nu pot să cred, bă, ce apără Ramsdale. Garnacho îl vede acolo pe Mbappé, Mbappé foarte bine la balon, Mbappé șutează și marchează Kylian Mbappé, bă, bine mă Kylian. Bine mă Kylian. Revedem faza foarte bine aici, pasă la Kylian. Kylian se învârte bine, șutează cu toată puterea lui, n-are efectiv nicio șansă Ramsdale. Odegaard acum încercă să-l oprim, însă este foul. Bă, ce foul de la Bruno. Hai să întorc și dă-i dă un galben. Ok, ok. Da, chiar a fost foul. Da, a fost, a fost, a fost, a fost. Hai să vedem ocazie foarte bine pentru el. Băgăm pe Neuer puțin în poartă. Hai să punem și pe aici pe ăsta. Mamă, ce șut însă pe lângă poartă. Ocazie foarte bine aici pentru... Nu reușește aici apăr Neuer. Ocazie din nou pentru cei de la Arsenal. Odegaard la balon. Centrare din nou bună. Gabriel Jesus. Odegaard. Opriți-l! Opriți-l, mă! Nu pot să cred, bă, bă, Odegaard e MVP, efectiv, MVP, e peste tot Odegaard. N-ai, mă, ce să-i faci, n-ai ce să-i faci, efectiv. Revedem faza foarte bună, acea pasă la Odegaard, efectiv, se duce singur, nimeni nu se bagă pe el în cercul, după aia, da, degeaba. Degeaba, șutează bine Odegaard. Bine, aici Kylian scapă foarte bine, n-are ce să-l mai prindă. Kylian! Nu pot să cred, nu pot să cred, bă, Ramsdale, bă. Hai să vedem un corner dacă reușim, centrarea destul de bună, no, nu este. Saka la balon, Saka trece foarte bine, șutează însă apără Ramsdale. Bine, aici pasă la Virț, Virț șutează însă apără din nou Ramsdale, bă, băi, incredibil cum apără. Hai să vedem dacă reușim o centrare, destul de bună la Mbappé, Mbappé nu reușește peste poartă. Bine, aici pasă, hai, du-te Saka. Du-te, ultima șansă a lui Saka. Haide Saka, haide, pasă la Mbappé. Mbappé acum se poate duce. Mbappé șutează și marchează Kylian Mbappé. Bine mă Kylian, face 2-2 în minutul 94 dacă nu mă înșel. Bine mă Kylian. E bine, și să termine meciul, nu pierdem, facem un egal contra cel Arsenal. Echipă foarte, foarte grea și egalul este binevenit. E bine, trecem la următorul meci, care este contra cei de la Spurs, tot în Premier League.
Aia este pe 31, este în ultima zi, adică practic perioada de mercat se sfârșește. Echipa lor arată destul de bine, văd că încă joacă Son, Jonathan David destul de bun acolo, echipa în mare parte arată ok, dar nu cred că este la nivelul nostru. A noastră categoric trebuie să fie superioară, îi dăm un play match și haideți să vedem ce reușim să facem. E bine, și ce e match-ul contra cei de la Spurs, haideți să vedem că reușim să câștigăm totuși al doilea match. Ocazie foarte bună pentru Kylian Mbappé, du-te Mbappé, du-te Mbappé, șutează, nu pot să cred, cum o apăr portarul, bă. Hai să vedem aici un corner foarte bun, Garnacho, mult, mult peste. Ocazie de colț pentru cei de la Tottenham, bine acolo, nu pot să cred, cum a venit Romero, incredibil, 1-0 se face. Bine, aici pasa la Virț, du-te Virț, haide Virț, haide Virț. Virț, bine mă, Virț, bine mă. Ocazie foarte bună aici, încercăm să ne apărăm. Eric Sanchez, șutează, mamă, ce bară, incredibil. Ok, aici sunt foarte bine, trece, încercăm să-l oprim. Nu pot să cred, penalty, bă, dar n-ai cum să-i oprești, n-ai cum. Hai să vedem că reușim, mă duc pe stânga. Nu pot să cred, stânga jos. Vine aici, Saka, bine, Saka, du-te. Hai, Mbappé, hai, Mbappé, hai, Mbappé. Haide, mă, pasă bună și să dai, mă. Bine, aici pasa la Saka, ce bună pasă, bine mă, bine mă, Saka, și ce gol, dar n-a dat skip instant, nu înțeleg de ce. Bine, aici pasa la Kylian, hai Kylian, du-te Kylian, du-te din prima, bine mă Kylian, mă, bine mă, dar de ce dă skip din prima, nu-mi dau seama. Bine Martinez, nu pot să cred, ce-a fost asta, haide oprește-l, bine mă Neuer, hai să ne că reușim să ne apărăm, hai, trebuie să reușim, trebuie să reușim, dă-i capul Garnacho. Nu! Nu! Bine mă, a dat pe lângă, mamă ce era să-mi dau un gol. Ok, și pare că s-a terminat meciul. Nu înțeleg ce am arătat la final, dar în fine, reușim să câștigăm cu 3-2. E bine, și se termine și perioada de mercat, îi dăm skip pentru că noi ne-am făcut transferurile. Efectiv, 3 transferuri bombă, cred că suntem la top, efectiv, la transferuri. Iar acum începe, efectiv, sezonul. Deci o să trăiască și luna și vă rog acolo să scrieți în comentarii care a fost jucătorul vostru preferat, poate na, player of the month, să zicem așa, dar în mare parte jucătorul vostru preferat. Eu o să las episodul ăsta aici pentru că vreau să începem direct cu toate meciurile acolo în episodul următor. În episodul acesta, oricum am făcut transferuri, am jucat și două meciuri pe care na, unul l-am câștigat și unul a făcut egal, deci eu zic că ne-a jucat destul de bine. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz când ați făcut deja, să activați și clopoțelul, eu am fost UnrealByte, pam, pa, 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 pa.